Domnule Cătălin Roman, dețineți afaceri în domeniul Horeca, atât în Câmpina, cât și în alte locații din țară. Cum vă merge în această perioadă grea, pe fondul pandemiei din ultimii doi ani? Având în vedere că mulți antreprenori deja au dat faliment, ori sunt pe cale de a da faliment, cum vă merg afacerile în domeniul Horeca? În acest moment, afacerea pe partea de Horeca ne merge destul de greu. Cu greu am reușit să ținem cei 12 colegi pe care îi avem alături de noi. Din păcate, statul ne-a promis foarte multe, nu ne-au sprijinit foarte tare. Noi doar am avut obligația de a respecta tot timpul 30% din capacitate, 50%, ba chiar am fost și închiși 3 luni de zile. Am beneficiat de acel șomaș tehnic pe care statul ni l-a acordat. La redeschidere clientul a fost foarte reticent după cele trei luni. Din păcate pentru mine ca antreprenor și din fericire pentru Câmpina în această perioadă s-au deschis foarte multe locații de alimentație publică, mă refer aici și la fast food-uri și restaurante și alte companii care comercializează de acasă. de acasă. Vreau să subliniez că există în Câmpina peste 30 de apartamente care nu au nicio autorizație de funcționare, nu îndeplinesc nimic și ei vând de acasă meniu de evenimente, meniul zilei și. Meniu de pomană. Asupra care aș vrea să revenim uh, pe viitor. Totuși, uh, aceste entități uh, juridice, dacă le putem spune așa, n-ar trebui să fie autorizate, n-ar trebui să fie controlate, n-ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, <coughs> cu siguranță și aceste entități nu juridice mai mult fizice, ar trebui să fie controlate, dar nu este treaba mea. Uh, nici nu o să dau un nume pentru că treaba mea e să-mi protejez cât mai mult afacerea, să o duc mai departe, să putem traversa această perioadă foarte grea. Cum ați întrebat mai devreme, din păcate statul nu a fost foarte mult de partea noastră, s-au lăudat foarte mult prin diferite proiecte, granturi care vin în sprijinul nostru. Nu au venit la timpul necesar, când chiar aveam nevoie de un sprijin moral, financiar. Singura, singurul sprijin l-am primit din partea societății Paltinu, unde avem un spațiu închiriat de la ei, care au înțeles toate etapele acestei pandemii sau crize pe parte de Horeca, pot să spun așa. Nu sunteți primul care se plânge că statul nu și-a făcut datoria în, în, această situație. Da. Vreau să, mă -ați bani nici până în ziua de Vreau să vă menționez foarte clar în mai 2019, când, nu 2019, parcă a fost a început pandemia? Nu, în 2020 martie. 2020 martie, corect, da. În martie am luat decizia de a închide trei luni, deoarece una din angajatele noastre și colegele mele erau gravide în acea perioadă. O colegă de-a mea era mult prea în vârstă și din cauza că nu am știut ce va însemna această pandemie, am luat decizia de a închide, de a proteja cumva colegii și colaboratorii. Din păcate am închis 3 luni de zile. Vreau să vă spun că să închizi o unitate este mult mai complicat decât ai deschide Mult mai costisitor. Să nu vă spun cât de costisitor a fost când am deschis-o. Adică am avut niște costuri foarte mari că dacă rămâneam deschis și în acea perioadă, dar nu știam unde va merge această pandemie, aveam costurile mult mai mici statul în acea perioadă ne-a acordat un șomaș tehnic care efectiv ne-a fost livrat în cont după trei luni de zile din prima zi a șomajului. Timp în care oamenii, colegii mei, nu au mai avut răbdare, unii dintre ei au trecut, dacă aveam o bucătăreasă foarte bună, a ales decizia de a pleca într-o întreprindere pentru confortul ei de financiar, ca să zic așa. În acea perioadă ne-am împrumutat la terți, prieteni, ca să susținem afacerea să nu o închidem. Statul s-a lăudat foarte mult că ne va ajuta prin granturi măsuri Horeca. Anul acesta, în luna lui decembrie, este primul proiect depus de mine. În 2021, decembrie, vă referiți. Exact. Mi-a intrat prima tranșă de bani de la proiectul Horeca, a doua o gură, de oxigen. o gură de oxigen pentru noi. De fapt, am plătit datoriile către finanțe, că de fapt aici avem cea mai mare problemă. Președintele nostru, domnul Iohannis, ne-a spus că cei din Horeca, cei mai afectați, nu vom plăti dobâni și penalități. Din păcate, am acumulat și dobând și penalități. Păi, legea în perioada pandemiei spunea foarte clar, nu se plătesc dobânzi și penale de zi, Da, de o să vă rog, aceeași întrebare am pus-o și eu unui domn inspector de la finanțe și m-a rugat frumos să-i arăt unde scrie. La rândul meu am sunat și eu juristul meu de la firmă, căutând, nu există nicio lege. A fost mai mult o publicitate pe sticlă, pe media, concret nu a fost nimic. Deci toți din Horeca au plătit și în această pandemie, dobând și penalități. Fără sprijinul statului, cu foarte multe firme care vând de acasă, concurență neloială, vă descurcați foarte greu. Da, cu foarte greu în trecut această perioadă. Sper să depășim momentul, dar din păcate, cum o supărare nu vine singură, uitați că a venit un ecaz mai mare peste noi. Uh, și atunci trece mult mai ușor de pandemie, din cauza acestui război. Că ne vedem mai că se poate și mai rău. Ne mai vorbim de prețurile la energie, ne mai vorbim de scumpirile uh, de benzină. De... Cu siguranță, aceste scumpiri, la un moment dat, se vor reflecta în prețul produsului nostru. Uh, nu știm când vom face asta, când piața din Câmpina ne va permite, pentru că în Câmpina este o concurență destul de mare pe partea de Horeca. Și în clipa de față nu am mărit prețurile, nici nu ne permitem, și așa clienții sunt destul de puțini, sunt, de, sunt destul de dezorientați și n-am vrea să-i dezamăgim. Sperăm ca statul să ia o hotărâre cât mai rapidă, să vină în sprijinul nostru cu niște măsuri concrete pentru a diminua valoarea facturilor de la energie și de la utilități, care în momentul de față este foarte mare. De la Roma, speranța oare ultima în România, după cum bine știți. Motivul principal pentru care v-am invitat în emisiunea de azi este situația deplorabilă în care a ajuns cinematograful central din Câmpina, care stă pur și simplu să se prăbușească. Nu știu dacă ați trecut pe acolo, ați mai trecut pe acolo, știți. Ce se întâmplă cu adevărat. Sunteți ultimul când care a avut acces în această locație în baza unui contract de închiriere cu Regia Națională de Film și cred că aveți multe de povestit în legătură cu această clădire atât de dragă și cunoscută unor întregii generații. Când și în ce scop ați închiriat clădirea fostului cinematograf? Pentru că știm foarte clar că ați avut o relație de colaborare cu Regia de Film. Bun, o să iau puțin invers. Întrebarea dumneavoastră se referă că sunt ultimul câmpinean. Ultimul câmpinean nu sunt eu care a intrat în, acel, în acea locație, în acel spațiu. În acea locație au intrat toți politicienii noștri care au vrut să-și facă o publicitate în campania electorală. Din păcate, toți candidații la funcția de primar sau la Consiliul Local, habar nu aveau nici măcar nu au citit legea din România și nici măcar nu au venit să întrebe o persoană de specialitate, nu neapărat pe mine, care am fost implicat în această relație cu Radev România Film, respectiv CNC, Consiliul Național al Cinematografiei, sau Ministerul Culturii. Deci politicienii au fost ultimii care au intrat acolo și de atâtea luni ei n-au făcut nimic. Care s-au pozat în fața Care s-au Vă... ați avut accesul direct foarte mulți ani acolo. Corect. Ați administrat. Bun. Să luăm punctual, dețin un contract, am deținut un contract de cesiune care l-am obținut în anul 2004 cu Centrul Național al Cinematografiei. A fost o licitație publică, a fost o licitație liberă, unde putea să vină și primăria, și Ionescu, și Popescu. Nu a fost o licitație cu dedicație. În 2004, având o vârstă foarte fragedă, mi-am dorit foarte mult un cinematograf, mi-am dorit foarte mult un proiect să-l dezvolt pentru o sală multifuncțională în orașul nostru. Din păcate, așa cum pățesc și alți colegi de-ai mei din Câmpina Tineri Întreprinzători sau care vor să facă ceva pentru Câmpina, sunt dați peste cap de conducerea locală prin agresivitatea și minciunea pe care aceștia ne-o. Vă referiți la administrația publică locală. Exact. Da. În 2004 ați uh, obținut un contract de cesiune. Vă rog să traduceți ce înseamnă chestia asta, cesiunea asta? Uh, am. Uh, contractul de cesiune este un contract uh, care prevedea. Reabilitarea cinematografului. Noi am punctat atunci la momentul ăla când l-am luat. Dacă vreți, aveți și niște poze aici. Puteți să le arătați celor care ne urmăresc? Da, o să le arătăm ulterior în montajul. Efectiv, am făcut o prezentare și un deviz de lucrări mai mult din exterior, neștiind de desubturile acestei clădiri, acestei istorii care este în mijlocul orașului Câmpina. Vă cu gândul de, de, a reface cumva acest cinematograf și de a-l readuce în, în, peisajul sălilor de cinema? Da. Trebuie să vă recunosc că pe lângă sală de cinematograf, cum v-am menționat mai devreme, mi-am dorit foarte mult o sală multifuncțională, pentru că la momentul când am câștigat această licitație, că au fost mai multe firme la licitație din mai multe părți a țării, domnul și regretatul domnul Sergiu Nicolaescu mi-a prezentat o mică problemă, precum din film în România nu se câștigă bani. Și mi-a recomandat să mai fac și alte activități adiacente cinematografiei din care să pot scoate bani ca să fructific spațiul cât mai mult la capacitate. Clădirea asta, cinematograful, este o clădire din Câmpina și toate din țară, că dacă pe mine din lista de 38 sau 39 de cinematografe pe care uh, nu, e uh, cele exista trei... la un moment dat, nu, nu știu existau. Uh, la un moment dat uh, existau 150 166 de cinematografe în toată România. Ce s-a întâmplat? Aceste cinematografe se află în proprietatea statului. Uh, ele sunt puțin încurcate și cu actele de cele mai multe ori nu au cadastru, de cele mai multe ori nu mai există niciun act Doveditor că acest pământul de dedesubt sau clădirea este a statului. Din cauza asta este și această încurcătură în momentul de față. Ne referim la cinematograful de la Câmpina, care a fost în construit undeva în jur de 52, am 1957, nu. Aici aveți niște acte doveditoare în original din 1958 când vă rog să le vedeți sunt în original când spitalul municipal Câmpina ceda practic teren pentru instituția cinematografului la vremea aceea cred că aparținea de regia Ploiești Să ne puțin la, la momentul acestei cesiuni. Totuși nu ne explicat ce ce însemnat această cesiune? Închiriere a, ce contractul de, de contractul de cesiune este o cumva o colaborare între un între un contract de închiriere cu un contract de, de, de asociere în participațiune, ca să spun așa. Adică rolul meu era să remediez uh, uh, imediat uh, problemele, problemele clădirii, ca aceasta să fie funcțională. Iar în momentul când eu Un scop am... în care a fost și până în momentul în care ați sesionat. Exact și acest scop a fost până în ultima zi a mea de contract, ca să zic așa, când am luat decizia să renunț, efectiv, sunt alți factori de m-au determinat să renunț la proiectul meu din. Revenim imediat. Pe ce perioadă ați avut acest contract de cesiune? Contractul de cesiune l-am avut pe perioadă de 5 ani, cu o clauză de investiție. Și de prelungire, probabil. Și de prelungire și de preemțiune în caz de vânzare. Noi deținem aici și o o hârtie de la România Film care ne dă dreptul să cumpărăm la un moment dat. Dacă va fi scos la văzare. Legea 11, legea 47 din 2011 permitea cumpărarea cinematografelor timp în care și domnul Emil Boc atunci a publicat în monitorul oficial o ordonanță de urgență, precum cinematografele din România care nu dețin un contract de închiriere, cesiune sau alte litigi poate fi dat către uh, consiliile locale. În 2006 uh, cesionați, în 2011 vine această lege prin care ați fi putut să cumpărați uh, da. V-ați gândit încă de la început la această posibilitate de a cumpăra clădirea? Cu gândul ăsta ați intrat în colaborarea în da. asta? Vreau să vă menționez că prin anul 2008, deci vă precizez că am intrat în această clădire pentru prima dată ca chiriaș în anul 2004. În anul 2008, în urma unor mai multe controle, atât de la pompieri cât și de la Sanepid, am luat decizia de a executa o expertiză tehnică cu un expert autorizat să-mi spună efectiv starea tehnică a clădirii. Și ce a uh, rezultat din această expertiză, domnule român? Această expertiză tehnică a fost mai tragică decât mi-am închipuit. O aveți și pasta în original aici, și poate să o vadă orice telespectator. Este făcută de domnul Zoltan Șandor în anul 2008, în octombrie. Această expertiză tehnică spune că cinematograful a fost foarte afectat la cutremurul din 77, și din punctul lui de vedere, nu ar trebui să mai primească avizul autorizația de funcționare fără a interveni pe partea de rezistență a clădirii. La momentul respectiv, domnul Sandor ne-a estimat aproximativ o sumă aproximativă plus-minus 10%, vă dați seama erau alte prețuri la materiale, de 380.000 de euro, respectiv 1.400.000 de lei la data aceea, dacă vreți să o prezentați. O numai pentru. pentru investitor. Da. Este. A fost o. adevărat. O situație complicată în care ați ajuns la momentul respectiv. Da. Și pentru noi a fost un șoc. Suma era destul de mare pentru că vorbeam despre o sumă atât de mare pe care noi o. o investeam în partea de rezistență a clădirii. Deci vreau să mă fac înțeles, nu în modernizare. Cinematograful avea nevoie de un sistem Dolby, de niște scaune, de o podeană. Clar despre structura de rezistență. nu mai de despre structura acela. de rezistență. Atunci am avansat puțin discuțiile, am mers mai departe, am mers la niște firme, am solicitat niște oferte de la firme care se ocupau cu produse de vindeau produse pentru cinematografe. Mă refer la un sistem Dolby. Pentru modernizarea, de fapt, exact. a cinematografului, a sistemului de sunet. Exact. A de... și inclusiv. și deci aveți gândul să continuare, de... chiar dacă ați văzut că e o problemă. Mare. Uh, am vrut să-mi fac un business plan pentru termen mai lung și asta am și vrut. Deci mă repet, cinematograful nu am vrut să-l transform într-o sală de nunți, nu am vrut să-l transform într-o sală de festivități. Cinematograful am vrut să aibă în câmpina o sală multifuncțională pentru un meci de box, pentru o conferință, pentru o prezentare de produse. De asemenea, noi am susținut la vremea respectiv foarte multe lansări de carte. Parcă mi-aduc aminte că ați fost alături de Eusebiu Ștefănescu în vremea aceea. Cu siguranță așa. Deci am încercat să extragem tot ce înseamnă partea de cultură pentru acest oraș. Și fiind în mijlocul orașului am gândit că va fi și rețeta câștigului. Domnule Roman, în toată perioada asta, din 2004 și până când vorbim noi aici, această expertiză tehnică, care de fapt și de drept a fost ca un ciocan în, da. în afacerea dumneavoastră, a venit cu, cu mare greutate să vă destabilizeze, Relația cu administrația publică locală, strict o sensul în această perioadă, care a fost? Păi din păcate cu administrația locală este cel mai greu. La vremea pentru că probabil eram foarte tânăr și lipsit de experiență, practic nu mă auzea nimeni. Am multe zile pe la uși, pe la Aleșii locali să mă primească într-o audiență. Am depus documente la arhiva, la primărie ca să fie, să fie luate în ședințele de Consiliu Local. Efectiv, am avut, în loc să găsim un mod de colaborare împreună sau să sprijine un tânăr întreprinzător, mi-au făcut cel mai mare rău din viața mea, tot timpul efectiv m-au alergat și au vrut să scape de mine din acea clădire. Păi nu nu am ce... primit un sprijin din partea primăriei. Cu și ce aici... susțineți, ceea ce spuneți acum? Păi aici o să vă susțin, nu știu dacă vă așteptați, vă felicit. În 11 mai 2010 a trecut anul de când administrația locală promita. Preluarea Publicația cinematografului. Scria despre asta, da. Prin anul 2009, pe 23 septembrie, iar dumneavoastră publicați probabil niște articole care erați inspirat din viața politică de la Câmpina. Prin 2 aprilie 2009, iar doamne indiferent doamne. dacă spunem da sau nu, cinematograful este al nostru. Adică, tot timpul Sigur că presa oamenii, au trăit o minciună la Câmpina. Ei au fost tot timpul foarte dezinformați, și au fost de dezinformați, practic, de aleșii noștri locali, care pe ei ar fi trebuit să-i informeze mai mult. Ce să vă spun? În 31 martie 2009, spuneți așa, în fostul cinematograf s-a lăsat cu, cu greu preluat de administrația locală. Dați-vă seama imediat. că. Uh, orice om de afaceri în România, nu la Câmpina, când are un proiect de niște sute de mii sau milioane de euro, este un proiect pe termen lung. Faptul că noi trăim într-un oraș mic, cochet, este un dezavantaj. Avem și avantaj. Dar pentru oamenii de business în Câmpina este un mare dezavantaj. Ca eu să investesc în această clădire, 380.000 de euro Plus minus 10% în data de 2008. Ca eu în 2010-2012, când se terminau aceste lucrări, să investesc încă 800.000 de euro în modernizare, v-aș întreba pe dumneavoastră, ca om de afaceri, când aș putea amortiza acești bani? În Câmpina. Când prețul unui bilet de cinematograf la Câmpina, noi am exploatat filmul până prin, undeva prin anul 2013 la Câmpina. Prețul unui bilet de film la cinematograful din Câmpina era între 5 și 10 lei. Vă anunț că din acest cost de preț al unui bilet de film, Undeva la beneficiarul, prestatorul, de fapt, cinematograful, rămâne doar cu 36% din această sumă. Restul sunt taxe, timbru cinematografic, Consiliul Național al Actorilor din România, sunt mai multe taxe, să spun așa. Unde ar putea să vă întrebe, ascultând ceea ce spuneți în momentul ăsta, domnule, bine, dar de ce te-ai băgat dacă nu ai avut posibilitatea să investești banii uh, ăștia și să merg mai departe cu proiectul. Da, întrebarea dumneavoastră este foarte bună. La momentul când am participat la acea licitație de la CNC în 2004, obligația mea de a face, eu nu am deținut în momentul la o expertiză tehnică și Obligația mea de a face mi-am îndeplinit-o către CNC și respectiv mai târziu România Film. Eu am niște sume recunoscute de ei, care au fost uh, uh, semnate și s-a deplasat la fața locului o comisie de la România Film care mi-au semnat procesul verbal de terminare de lucrări. Uh, nu aveam cum să știu aceste dedesuturi. Vă anunț că din 2004 până în 2008 sunt patru ani de zile în timp în care eu nu mai am cheltuit bani. Vă anunț că munceam vara pe litoral, aveam niște afaceri și tot ce încasam cash în lunile de iarnă îi vărsam în această clădire. Dacă astăzi mă întrebați, a fost un proiect, eram prea tânăr, a fost un orgoliu, eram prea slab. măsurat? Da, n-aș mai face greșeala care am făcut-o. Dacă mă întrebați și la data aia găseam o înțelegere din partea Consiliului Local sau nu neapărat al primarului, că nu primarul hotărăște, Consiliul Local. Și găseam, cum dumneavoastră ați venit mai târziu cu niște propuneri, un parteneria public-privat sau măcar să mă fi primit să mă întrebe, domne, ce te doare, de ce nu funcționezi, de ce nu pleci? Nu puteam să plec, Domnul Florin, Eu pentru azi că azi aveam o contract. investiție și eram într-un contract. Primăria de atâtea ori, nu vreau să nominalizez nume, dar primăria de atâtea ori a venit cu o dezinformare. Cinematograful este al primăriei. Cinematograful nu a fost niciodată al o să primăriei. O imediat. Chiar următoarea întrebare este legată de acest subiect. În anul 2009, în moment în care dețineați contractul foarte clar de închiriere, Consiliul în Local de la acea vreme hotăra preluarea în administrare publică a fostului cinematograf, cu obligativitatea din partea lor de a se ocupa de revitalizarea activității, chestiune care în din urmă nu s-a realizat absolut deloc. Protocol de predare primire între Radef și primăria Câmpina a rămas doar la stadiul de uh, discuție. Iată ce spunea viceprimarul de la acea vreme, Ion Dragomir, înainte de votul final în Consiliul Local pe această temă. Citez. Cheltuielile de reabilitare vor fi mari, dar e păcat să renunțăm la o asemenea oportunitate. Personal, de un an încerc să somez pe cineva să-i dea un aspect îngrijit acestei clădiri, dar nu am avut cui să mă adresez. Din ceea ce a, a spus administratorul societății, cred că se referă la dumneavoastră, care este și chiriaș și în cinematograf, înțeleg că această clădire prezintă interes din moment ce omul regretă sincer că va pierde această uh, clădire. De ce credeți că s-au blocat lucrurile în momentul ăla, domnule Roman? Păi, din păcate, din păcate, aleșii noștri locali, ei nu știu să citească. Ei știu mai mult să scrie. Și răutatea pe care eu o expun. Eu vă arăt aici o adresă în 17.5.2010 2010 către România Film prin care primesc dreptul de a cumpăra această clădire. Deci, în 2009, Consiliul Local a hotărât că poate prelua această clădire Correct. și în 2010 dumneavoastră primiți. Vă rog să vedeți document. că este în original cu număr de înregistrare, dar eu vorbesc pe documente. Din păcate, aleșii noștri locali, locali au vorbit doar pe niște vorbe, în tot acest timp. Vă menționez încă o dată, primăria Câmpina nu a avut nicio hârtie despre cinematograful de la Câmpina, nu a existat niciun contract. M-ați întrebat de ce credeți că s-a făcut această preluare foarte greu. Această preluare nu se putea face, pentru că mai sus decât domnul primar sau viceprimar din Câmpina, noi avem un președinte al României și un prim-ministru. La vremea aceea era domnul Emil Boc, prin care scoate o ordonanță în 2011. Și interzice, dacă vreți să citiți, o aveți aici, Interzice transferul cinematogra tuturor cinematografelor, numai celui de la Câmpina, către administrația locală. Iată o explicație a faptului că, uh, că -a sunt până. mulți politicieni care au spus: Cinematograful este al nostru, se referă al primăriei. Din păcate, acești cine politicieni făceau referire, de fapt, pe banul câmpineanului pe banii noștri publici, care noi contribuim an de an, lună de lună și așa mai departe. Aș ruga și aș invita orice politician azi să preia acest contract cu această clădire, îl pun la dispoziție azi cheile, încă mai am o parte din chei, ca acum să poată intra și prin geamă, exact nu mai e cazul, nu? nu? Mai este cazul. Da, dar să o facă pe banii lui personal, nu pe banii noștri ai câmpinenilor. Văd din ce în ce mai multă lume în ultima vreme care își dă cu presupusul. Își dă cu presupusul ce ar trebui făcută la fosta poștă. Mie nu mi se pare normal. Văd din ce în ce mai mulți oameni care să dau cu presupusul ce ar trebui să facă domnul Bogdan Cord la spațiul lui care l-a achiziționat de la rafineria Steaua Română. Mie nu mi se pare normal. Dacă cineva ar avea o intenție, în primul rând ar trebui să și-o asume. În primul rând și el să achiziționeze un spațiu, o clădire sau ceva, ca mine, eu, noi de fapt cu acest contract din 2004 vorbim de asumat. Mi-am asumat-o pentru că eram mult prea tânăr și nu aveam așa multă experiență. Asta asumat și a Dar, fost până la urmă un eșec, din câte uh, toții. Dacă vorbim în 2022, vă spun că eu am câștigat. Uh, la modul că pierd foarte mulți bani în acest proiect. Îl pierd vreau să menționez, numai din cauza aleșilor locali acest proiect. Spuneți-ne și de ce. Dați-ne un motiv măcar din care fi afirma... Păi dacă în 2009 domnul Horia Tiseanu, primar la data aceea, mă refer, vorbesc cu instituția primărie, nu cu primarul de la data aia. Probabil a fost în de la spate de câțiva consilieri locali și ei spun că vor să ia cinematograful la primăria Câmpina. Pricodarea Cum să-l ia? Domnul Florin, eu pot să vă iau biroul dumneavoastră azi? Nu. Bun. Poate vin cu o hârtie, de acum 10 ani, dacă acum 15 ani, dar trebuie să, am, să dețin o hârtie concretă, un document. Acel document nu a existat niciodată la primăria Câmpina. A fost o dezinformare. Tot timpul, din 2004 până în 2016 sau 2017, și inclusiv la alegerile din 2019, au fost alegeri locale, 2020, când toți politicienii spuneau că să filmau pe lângă cinematograf sau în interiorul lui, că de ce nu avem cinematograf la Câmpina. Vreau să vă menționez ceva, un lucru foarte important și vă rog să mă lăsați. Cinematograf nu mai există în București. Patria, Scala, nu există. Vreau să înțelegeți, aceste clădiri, cinematografele, au fost construite în mijlocul orașului. Ele, în momentul de față, niciuna nu are autorizație, niciun cinematograf din România nu deține o autorizație de funcționare. Dacă dumneavoastră mâine ați lua cinematograful de la Câmpina, credeți-mă ce vă spun, autorizație de funcționare nu veți lua. În primul rând, nu aveți parcare. În al doilea rând, normele ISU, normele de, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, în toți acești 20 de ani s-au înăsprit. Ca dumneavoastră să investiți astăzi, pot să mă dau o estimare undeva în jur de 2 milioane de euro. Când i-ați putea amortiza? Domnule Roman, discuția noastră se, se învârte în jurul unei situații existente astăzi. Această clădire a fost cinematograf, este pe cale de a se prăbuși, da. este un focar de infecție, este o, un real pericol pentru uh, societatea uh, câmpineană, Doamne ferește, poate, uh, poate intra cineva acolo, pune foc, se poate uh, ajunge la un incendiu uh, devastator. Despre asta vorbim în primul rând și încercăm să deselenim puțin istoria acestei clădiri, să vedem cum s-a ajuns uh, aici. Dumneavoastră, până în de față, ne-ați explicat câteva dintre amănuntele acestei e, istorie, ajungând până în anul 2011, atunci când Emil Boc, premier la acea dată, a dat o ordonanță de guvern prin care spune foarte clar că aceste cinematografe nu mai pot fi preluate de administrațiile publice locale. Pot să vă motivez și de ce? Cinematograful de la Ploiești, cinematograful Patria din mijlocul Ploieștiului, a fost preluat de primăria Ploiești. S-au investit undeva în jur de 800.000 de euro la acea dată și la inaugurare, la deschidere, după renovare, nu încasa nici banii să acopere factura de energie electrică. Nu vorbe salariați, impozite și alte cheltuieli. Deci, încasările acelui cinematograf din mijlocul Ploieștiului nu acoperau Factura de ele electricitate. Probabil că este închis. la. Uh, probabil, vă spun să fiți sigur. astăzi când vorbesc cu dumneavoastră la această oră, vorbesc în cunoștință de cauză. Cinematograful Patria București închis, Scala închis, Ploieștiul închis, ca multe alte cinematografe din România. Domnule Roman, ulterior, după episodul ăsta 2009 cu cei din Consiliul Local care au dat acea hotărâre, după episodul 2011, când Guvernul României vine și spune, nu mai e valabil ce am hotărât altă dată, de data asta nu mai aveți voie să preluați cinematografele. Nu s ați intrat într-o serie de procese cu Radefu, da. care s-au terminat cum? care s-au terminat într-un mod am renunțat efectiv la orice, din cauza silei pe care mi-au creat-o aleșii noștri locali. Dacă urmăriți cumva din anul 2005 sau 2006, nu am avut lună fără controale sau să mă bombardeze cu tot felul de informații. Cinematograful este al nostru, îi luăm, cinematograful e la primărie. Bun, deci nu v-a deranjat atunci, relația relație conflictuală cu Radefu, care ați avut-o prin instanțe. Uh, vă deranjat reacția administrației publice locale care vă punea bețe în roate? Asta vreți să spuneți? Cu siguranță. Uh, relația cu Radefu, per total, a fost o relație bună. Chiar dacă noi, am, eu personal, societatea mea, m-am referit la noi, societatea cu care am funcționat acolo, la acea dată am schimbat uh, câțiva directori, nici nu mai știu cât, 10, 15, nici nu mai știu numărul directorilor de la Fiind România Film. statului, probabil că se schimbă ca pe Probabil să schimbă politic, cum bate vântul. Anul ăsta e galben, la anul e roșu, ceva de genul. Ați renunțat la banii în urma acestor procese? Ați renunțat la am un contract? Am renunțat la absolut tot, pentru că mi-am găsit liniștea. Uh, la un moment dat uh, mi-am tras o linie, mi-am asumat pierderea financiară, care nu este deloc mic, mică, din anul 2004 până în 2019. Pierd undeva în jur de 500.000 de euro, o sumă destul de mare pentru Foarte mine, mari. da. Pentru oricine și am luat decizia, mi-am făcut propria sală de evenimente, care am construit-o pe pământul meu. Acesta a fost motivul de am renunțat la această clădire care de fapt vreau să fac același lucru numai că era în mijlocul orașului. Mă mai repet o dată, nu o sală de nunți, o sală multifuncțională, însemnând și un congres, însemnând și o expoziție și o lansare de carte și așa mai departe. Mi-amintesc că acolo ați avut și un depozit de mobilă, domnule Roman, e adevărat? Așa este. Uh, am vrut pe orice cale să pot să salvez această clădire. Știind tot timpul suma care trebuie, care trebuie alocată investiției. Chiria, am de altfel. Uh, chiria, de altfel, uh, vreau să vă prezint uh, impozitul care îl plăteam, de an primăriei Câmpina. Deci, uh, pe mine aici am nebune. Primăria Câmpina susținea că e proprietar pe acest spațiu. Și, mă și eu plăteam un impozit de 8348 anual. Total aveam. Din câte știu, orice fel de chiriaș să plătească impozit pe. Da, din păcate eu mai. Conform legilor locale. Eu mai dețin niște contracte și nu plătesc nicăieri e, e, impozitul pe clădire. Că plătesc chirie, da, dar impozitul pe clădire nu. Dar eu altceva am vrut să subliniez aici. Am subliniat faptul că primăria susține că e proprietar, dar eu îi plăteam impozitul tot la primărie, ca să zic așa. Bun. Deci, întrebarea dumneavoastră... În 2019 Efectiv, ați încheiat orice fel de relație am cu... Exact, am încheiat orice fel cu de relație cu Ați si clădirea? Sigur. Nu am vrut să mai mi-asum. Mi-am dorit foarte mult ca cei mai revoluționari consilieri locali la data aceea să preia această clădire și să o facă funcțională. Nu vreau să dau nume. Ceea ce că nu s-a întâmplat, pentru că în prezent, după atâția ani de discuții sterile, de schimburi de corespondență între Radev și Primăria Câmpina, Consiliul Local, situația este practic în aer. A rămas practic în aer. Radev a notificat în ultimul an, cel puțin, Primăria Câmpina și Consiliul Local de trei ori în sensul de a preda această clădire și printr-un proces verbal de uh, predare uh, primire, nu s-a întâmplat încă acest uh, uh, lucru. Care credeți că sunt șansele reale ca acest edificiu să mai fie salvat pentru Câmpina? Sincer să fiu, din punctul meu de vedere, Câmpinanul de rând spune primarul e de vină. Nu, din punctul meu de vedere, care am o istorie de aproape 20 de ani în acel cinematograf, nu este primarul de vină. Sunt, de vină, din punctul meu de vedere, sunt organele statului. Poliția, poliția locală, pompierii, care cumva trebuie să someze ce Radev România Film, Radef da. a venit foarte multe amenzi din partea administrației publice locale pe această temă. Da. Nu se schimbă nimic, domnule Da. Nu o să Român. faceți absolut nimic, această firmă Radef astăzi este într-un faliment. Este, Probabil, în este în insolvență. Probabil va fi într-o reorganizare, la un moment dat, nu știu dacă mai apucă, că datoriile sunt mult mai mari decât activele care le au. Și totuși, ce e de făcut cu această clădire care stă să se dărâme în centrul orașului. Mai există vreo șansă, din punctul dumneavoastră de vedere, care a fost acolo, să se reconstruiască ceva, să se modernizeze? să. Mai există vreo șansă acestei... Păi, clădire? există o șansă. Pe vremea mea, când am deținut acest contract, nu erau aceste fonduri europene. Singura șansă pe care eu o văd cu acea clădire este să găsiți un, tânăr antreprenor sau un antreprenor care să și-o asume, să spună, da, știu, este de investit 2 milioane de euro, primăria Câmpina sau Consiliul Local să zică, da, domne, te sprijinim, te ajutăm cu această sumă de bani, perioada de amortizare va fi foarte mare în domeniul de cinematografie, dacă nu va face o sală multifuncțională, nu cred că va putea rezista. De ce? Pentru că toată lumea vorbește de film, domnul Florin. La casa tineretului, la casa de cultură au apărut niște societăți comerciale cu cinematografe mobile. Nu au avut succes. Nu au avut și nu o să aibă pentru că noi în România la ora actuală nu e vorba doar în raportăm la câmpina. Noi nu mai avem cultură. Ne avem cultură nu putem să mergem la cinematograf. Și totuși, cum vă explicați că cinematograful de la Mol de multe ori este primit? Este foarte simplu. Afacerea cinematograf de orice, din orice mol din România nu merge ca afacere de film. Cinematograful din Mol vinde mai mult la barul de intra, din intrarea sălii de cinematograf. Deci acele baruri. Uh, din incinta molului vând mult mai mult cât fac încasări din costul biletului de cinematograf. De ce merge filmul în mol? Filmul în mol merge pentru că ai de unde să-ți alegi. Sunt 6-7 filme care se rulează odată. Filmul te în te mai dus să cumperi și o pereche nu. de pantofi? Te mai dus să nu, nu, nu. La... Uh, o să vă rog să fiți foarte atenți. Uh, cei care intră în sala de cinematograf n-au nicio plăsuță de la vreo firmă din mall. Nu. Vă spun imediat. Uh, filmul într-un mall este cea mai ieftină distracție. De acord. Pentru două persoane. Pentru doi tineri, doi vârznici. Și atunci acei oameni, ca să-și umple ziua când au plecat de acasă, ei văd un film. Nou sau vechi, sau pe gustul lor. Între Dar ei au, trecut, au petrecut în mol 3-4 ore, fără a cheltui mai mult de 100 de lei. Dați-mi exemplu de alt mod de a petrece timpul într-un mol și a cheltui doar 100 de lei în două persoane. După rețeta asta, un mic centru cultural care ar avea și o mică sală de spectacole aici, la Câmpina n-ar putea să funcționeze tocmai după rețeta asta? Să vină omul să-și petreacă timpul, să mănânce un popcorn, să... Domnul Florin, în experiența pe care întreba. eu o am în Câmpina, Câmpina nu e prea târziu pentru a fi salvată. Orașul Câmpina este un oraș foarte frumos. Rețeta pe care dumneavoastră o spuneți, vreau să vă întreb de ce nu să face astăzi la Casa de Cultură. Sala există. De ce nu se face la Casa Tineretului? Clădirea există, este pentru funcțională. Pentru că sunt neprimitoare, domnule neprimitoare aceste clădiri și aceste Bun. Sâli. Și sunt cinematograful Câmpina este primitor? Sigur că nu, mă refeream la dărâmarea lui, dacă vreți, pur și simplu, și reconstruirea unei alte... Păi dacă pe mine mă întrebați, Mai... cred că asta va fi una din variante. Domnule Roman, pentru că suntem în finalul emisiunii, vă întreb, ce de făcut cu această clădire care încă o dată subliniez, stă să se prăbușească, așteptăm să se prăbușească? Așteptăm să, Doamne ferește, să ia foc, să se întâmple o nenorocire? Din câte știu, administrația publică locală și chiar conducerea spitalului municipal și-ar dori să facă în locul acestei clădiri o dată dărâmate, dacă se va ajunge să fie dărâmată, o nouă secție a spitalului, unitatea de primiri urgențe. Am înțeles. Ce părere aveți despre chestia asta? Din punctul meu de vedere, acest proiect al municipalității nu se va îndeplini. Pentru că, chiar dacă să facem un exercițiu, cinematograful va fi predat primăriei la un moment dat, primăria va avea obligația de va, pentru a exploata filmele în continuare. Ceea ce nu. este practic imposibil. Ceea ce este practic imposibil. Aveți dreptate, dar cum susțin toți oamenii din orașul Câmpina? Câmpina are nevoie de un cinematograf. Nu știu, din punctul meu de vedere, cred că cel mai bine ar fi să găsiți o formulă de. Centru cultural? Un centru cultural care să includă și uh, o sală de cinema? Nici de cum. Din punctul meu, dacă vreți să faceți un centru cultural plecând de la premisa că în primul rând trebuie să aveți parcare. Acolo nu mai există nicio parcare. Niciun loc de parcare nu există, efectiv. Vă rog să mergeți ziua să vedeți ce se întâmplă în parcarea spitalului. Deci, din punctul meu de vedere, eu cred că cel mai bine ar fi dărâmat această clădire, accesat un fond pe partea de cultură și reconstruit ceva mult mai mic, pentru că și așa este supradimensionată pentru orașul nostru în data aceasta. Și atunci cred că s-au rezolvat toate problemele. Dermat în contextul în care ea face parte din patrimoniul acestui Radef, care este în insolvență, care ar putea. Da, s-ar putea Sunt să știți mai. că hotărârea mea pentru a veni să vă pun la dispoziție toate documentele astea în original m-a mișcat foarte mult faptul că. Domnul Bogdan Cordu, un alt întreprinzător din Câmpina, nu poate să, antreprenor, nu poate să-și ducă mai departe un proiect că au apărut aceste ONG-uri care susțin. Este clădirea noastră, este clădirea orașului, vrem istorie. Eu aș întreba unde au fost până anul trecut aceste ONG-uri, de ce nu au apărut? Că acele clădiri există dintotdeauna acolo. Ei n-au făcut nicio scrisoare, nici către primărie, nici către Ministerul Culturii, ei când au văzut că s-au schimbat proprietarul, dintr-o dată au apărut ca ciupercile după ploaie. La fel și în cadrul cinematografului. Cu siguranță veți da de dracu ca municipalitate. Pentru că probabil va fi și ea clasată la o clădire de patrimoniu. Mă îndoiesc pentru că a fost construită undeva în perioada comunistă, în anii 58, spuneați. 57, ceva de genul 58-60. În 58 se făcea o predare de... Nu cred că uh... poate fi o clădire de patrimoniu. Uh... N-a să vă explic, și nici n-ar trebui să vă mire, dar cu siguranță, cum găsim atâta, atâția comentatori zi de zi pe Facebook și pe stradă, vis a -vis de cinematograf, cu siguranță veți întâmpina foarte multe probleme cu această clădire. Roman, ultima întrebare. Situația fiind asta care este, astăzi vedem ce sub, am subliniat în această emisiune de, 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 de multe ori este un focar de infecție. N-ar trebui, domne, făcut ceva, n-ar trebui ca administrația publică locală, autoritățile, nu știu, să încercuiască zona aia, perimetrul ăla, să nu mai aibă acces nimeni, să nu... Păi, vedeți dumneavoastră, direct răspunzător este Radev România Film. El ar trebui forțat să împrejmuiască acel perimetru. Uitați-vă la clădirea de vis-a-vis -vis de cinematograf, Ceaturn, neterminată niciodată. La fel este și acea clădire. Este izolată, nu pot să zic conservată. Cred că ceva de genul ar trebui și aici. Cele două exemple pe care le-ați dat, mie mi, uh, Nu vă plac foarte nu mult. Nu plac foarte mult. Dar vă spun că realitatea. Asta scot este realitatea. evidență că acest oraș de atâția ani nu este un oraș condus de către cineva care să ia o măsură, nici cu blocul turn, nici cu cinematograful, domnul, nici cu alte domnul puncte din acest oraș care Florin, sunt mai sus decât uh, consiliul local este instanță. Deci, nu consiliul local face legea în Câmpina și în România. Și eu mi-aș dori multe lucruri pentru orașul ăsta. Dar nu se pot. Uitați-vă bine câți ani de litigiu au avut cu acea clădire turn. Uitați-vă bine câți ani de litigiu au avut cu cinematograful și cu mine, care eu n-am vrut să fac absolut rău, n-am avut intenția de a distruge. Eu am avut intenția de a construi un proiect pe termen lung. Dar din cauza aleșilor local nu am putut să-mi duc proiectul mai departe. Deci nu este vina mea. Proiectul meu, propriu zis, s-a întâmplat. Mi-am construit propria sală de evenimente pe terenul meu, de scârba aleșilor locali, ca să nu mai mă clănțâne toată ziua și să-mi trimată controle și să-mi spună că este clădirea noastră și nu este nici azi. Ca drept dovadă, în anul 2022 nu este clădirea la primărie. Mie mi se spune din anul 2006 sau 8 că este clădirea la primărie. Și nu o spune orice om după stradă, o spun niște aleși locali. Ei habar n-au și nu au citit, dar dacă lui colegul de partid i-a spus da domne, cinematograful el nostru, el a venit, a, sus, a venit în ședința de consiliu și a susținut sus și tare cinematograful el este al nostru, dar hârtiile astea au stat tot timpul la mine, în original. Deci de multe ori, după multe ședințe de consiliu, m-am dus acasă și m-am uitat dacă mai am documentele astea că am crezut că cineva mi le-a furat, zic și poate să altcineva facem fals. Dacă aveam de face cu o societate comercială sau cu un infractor, înțelegem situația. Dar într-o relație cu aleșii locali și cei care ne reprezintă, nu înțeleg situația. De-aia vă spun și astăzi, nu este vina primarului, oricare ar fi, că astăzi este domnul Ali Moldoveanu, că ieri alaltă era fost domnul Tiseanu, nu este vina primarului în speța cu cinematograful. Dacă pe mine mă întrebați personal și eu aș fi primar astăzi la Câmpina, e o situație cu cinematograful, nu, nu mi-aș asuma -o. că s-ar putea să iau acea clădire cu chiu cu vai, cum necum și să nu am banii necesari să o susțin. Cinematograful este o gaură neagră. Deci, dacă există altcineva care are un proiect, cum spuneți noastră, să faceți un centru de... Centru cultural. cultural. Era o idee. Este o idee pe care o aud de foarte mulți ani. Credeți-mă că se poate face la casa tineretului. Are foarte multe spații. Care are parcare, are o parcare generoasă. E o clădire tot pe strada principală, nu la periferia orașului. Aici s-ar investi foarte mulți bani și nu știu cât de repede acest proiect ar fi dus obliga la sfârșit. să chem într-un ton pesimist. Așteptăm să cadă fostul cinematograf să se prăbușească și o vedea ce o face. Astfel nu, dacă noi oamenii punem umărul cu toții, mă refer și la clasa politică și la oamenii de afaceri din Câmpina, aici nu mă refer numai la mine, cu o societate mică, Bogdan Corsau, cu toții am înțelege gravitatea lipsei culturii în momentul de față în orașul nostru, cu toții am pune umărul și am putea salva această clădire. Numai oamenii pot salva această clădire. Nu este niciun slogan politic, nu este niciun îndemn, dar toți stăm cu mâinile în sân și spunem, primarul e de vină, polițistul e de vină. Nu, domnule, noi cu toții suntem de vină. De ce, când s-a spart prima ușă acolo, firma asta fiind în insolvență? De ce? Poliția locală sau orice cetățean care a trecut prin față nu a sunat la poliția locală sau municipală. Foarte multă lume a sunat, probabil că foarte multă lume a sesizat, dar nu se întâmplă nimic. Uh, domnule Român, îmi pare rău, dar. că e, e o clădire în mijloc orașului, adică nu e vreo periferie, acolo e foarte greu ca cineva să nu treacă prin fața clădirii o oră. Adică asta nu se întâmplă. Dacă pe mine mă întrebați, acolo este o stație de taxi. Taximetriștia nu se poate să nu știe cine au intrat acolo și cine distruge zi de zi. Domnule da, Roman, ați fost în tinerețea dumneavoastră, în copilărie, în tinerețe, data la un spectacol de film la acest cinematograf? Da. De cele mai multe ori și de -aia am și dorit să dezvolt acest proiect. Și cum era în vremea Hă... Domnul Florin, noi trăim puțin nostalgici. Și nu ne place așa să. Nici fabrica de ciorap nu mai există, nici turnătoria din Câmpina nu mai există, nici fabrica de reparație auto nu Dumnezeu, mai există. Vă rog să răspundeți cum era. Uh, era. V a plăcut. Ați rămas cu amintiri. Bineînțeles că am rămas cu amintiri. Când vedeai 500 de oameni în cinematograf cu 380 de locuri, vă dați seama că ei stăteau și pe scări. E, cei care vin după noi nu vor mai avea aceste amintiri. Păi nu eu vreau vă... să vă spun și să vă explic concret. Deci, ca să vedeți o sală plină de 500 de locuri sau 380 de locuri să stea și pe scări, Luați în calcul că în acel moment la care faceți dumneavoastră referire era singurul loc de cultură, să zic așa, de distracție că toată lumea vrea să meargă la cinematograf, că prețul era de 2-3 lei și iar, mă repet, petrecea 2-3 ore cu o fată, cu iubita, cu prietena, cu vecina. De ce nu ar putea să întâmple asta și Nu se mai întâmplă, nu se întâmplă nici în mall nu se întâmplă niciun cinematograf. Atâta timp cât poporul român, nu, noi nu mai avem cultură, noi nu mai avem scara de valori implementată din cei șapte ani de acasă, ca ulterior să căpătăm cultură, noi nu vom avea film în România. Nu de puține ori, când exploatam cinematograful în anul 2008-2010, când încă făceam proiecție de film, m-am pomenit cu oameni care au spus Domnule, stai că eu am văzut filmul ăsta cu trei luni. Zic, unde l-ați văzut? Vreau să mă laud puțin dacă mă lăsați. Pe streaming, pe internet. Toată lumea l-a descărcat după internet. Cât timp nu dispare pirateria. Cu atât mai greu azi când a apărut Netflix, HBO, când... nu, nu cred că cinematografia în România uh, va fi relansată curând. Uh, vreau să mă laud puțin. La Câmpina am adus pentru prima dată în, în avantpremieră uh, filmul Troia. Am primit sprijinul nici nu mai știu în ce an atunci de la Intercom Films. Și am făcut uh, două. Am rulat filmul de două ori. Ca total am primit două proiecții. Vă rog să mă credeți. Am cheltuit pe parte de publicitate, invitații undeva la 2700 de lei. Am luat filmul de pe aeroportul Otopeni cu obligația a doua zi dimineață, adică în 24 de ore, să ajungă la turnul Severin, timp în care noi l-am rulat de două ori la Câmpina. Spre surprinderea dumneavoastră am cheltuit vreo 2.700 de lei cu benzina, cu flyere și am încasat 1.900 de lei. Am fost nu prea plăcut impresionat când am lansat foarte multe invitații gratuite domnilor din primărie, din poliție, din spital și nu au răspuns nici la o invitație gratis la un film. Nu le place gratuit, domnilor. roi. Nu mă de la asta, da. La asta nu am luat în calcul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Oglinda de azi. Să sperăm că acest edificiu al tinereții noastre nu se va dărâma peste noi, în centrul orașului. Și vă mai chem să mai vorbim despre acest subiect? Când vreți, dumneavoastră, oricând vă stau la dispoziție, cu acte concrete, și poate să gândește cineva. Să-mi ceară o părere în găsirea unei soluții cât mai bune vis-a-vis -vis de această clădire. Pentru că, după o experiență de aproape 20 de ani, cred că mi-am format și o opinie despre această afacere și această clădire din mijlocul orașului. Vă mulțumesc și eu!